Însă n-am dus o viață bună, am dus o viață că mă chinuia, mă bătea. Și mi-e tare, mi-e foarte greu să fost sănătoasă, mă chem undeva la lucru, mă, dar nu pot să mă duc prin prejur casă, ce pot să fac, mai mult nu pot face nimic. Cu ce pot, mă ajut ca să pot să-l întresând pe dâns și îmi doresc, Domnul, să-mi dea sănătate, măcar să-l văd să aibă 16 ani, cu mașinii mari. Sunt mama a 3 copii. Cel mai mic are 9 ani. În 2013 a murit primul soț al meu, care am 2 copii mai mari cu dânsul. Cu dânsul n-am dus o viață bună, am dus o viață că mă chinuia, mă bătea. De aceasta și-am ajuns la această boală și sunt bolnavă acum. Copiii mei mari lucrează pentru mine, la oameni care îi cheamă, pentru că ei mă întrețin pe mine, nu eu pe dânsul. Pe urmă mi-am refăcut viața. M-am recăsătorit și soțul care tata copilului mai mic de 9 ani a fost un om bun. Nu m-a obișnuit, nu nimic, dar Dumnezeu, nu știu cum să vă spun, că s-a trecut din viață. 6 ani am trăit cu dânsul și s-a trecut din viață. A rămas singur cu acest copil de 9 ani și cu cei mai mari. Și mi-e tare, mi-e foarte greu să fost sănătoasă, mă chem undeva la lucru, mă, dar nu pot să mă duc prin prejur casă, ce pot să fac, mai mult nu pot face nimic. Mi-e tare jale de copii, când ei mă întrețin pe mine, acest mic, tot vrea ca să-i dau ceva, eu nu pot să-i dau nimic. Și bucuroasă măcar de lumea care mă ajută cu producte, cu ce pot, mă ajută ca să pot să-l întrețin pe dânsul și îmi doresc, Domnul, să-mi dea sănătate, măcar să-l văd să aibă 16 ani, cu mașini mai mari. Altceva nu-mi doresc, Dumnezeu să-mi dea sănătate, că am trecut pentru o viață grea, 15 ani am trăit cu soțul. Primul s-a bătut joc de mine cum a vrut. Acum asta îmi doresc, sănătate și să-mi cresc copilul. Aici sunt mai mititela și mai mari, tot vreau ca să-i văd, să am nepoță, dar nu știu cum a vrea Domnul, așa să fie. Și vă mulțumesc dumneavoastră din suflet că ați venit și ați reacționat la cererea noastră, la întrebarea noastră. Sunt singură aici, dacă ar fi mama aproape, ori soră, frață, n-am pe nimeni, sunt singură în satul ăsta, trăiesc cu copilul meu. Mi-e tare greu. Vreau să vă mulțumesc din suflet, Domnului și dumneavoastră. Sunteți născut aici în satul ăsta? Nu, tot oameni de bună credință ne-au cumpărat casa asta. Și oamenii și până în ziua de azi mă ajut cu ce pot. Credincioșii mă ajut cu producte, cu haine, cu școală la copil. Că nu mă primesc pe copilul care e bolnav cu picioarele, 1700 de lei grad de dizabilitate care îl are. Mai mult n-am nici om venit în familie. Cu asta și ne întreținem. Și copiii ce mai fac? Vin odată în săptămână acasă, sâmbătă, duminica și luni iară să duc. Și cu asta, cu este 1700 și lumina și gazul. Producte și pot să iau la copil mai mult, nici un venit n-avem din nicăiere. Asta e situația noastră. Dar copilul din nascare? Din nascare am făcut 2 operații la Chișinău. Și o lecuță că-i mai dă numai îmblă în încălțăminte ortopedic, când de asta el nu poate să îmble. 2 operații am făcut, dar trebuie încă o operație să-i fac, trebuie să mă duc la Kiev să-i fac, dar n-avem posibilitate, n-avem bani, n-avem... Și așa și nu ne-am mai dus. Și așa și-a rămas cu picioarele. Ce lucru este prin sat cu ziua la voi? Cu ziua, da. Cu ziua, tot aici e satul, imititel 100 de casă, da. În alte sate, în apropiere, când era mai vara trecută, mai mă duceam la cules la Șireș, la Persi și la Șiera. Acum, dacă a dat Dumnezeu, poate prin mai de-am, mă sunt să mai gine, dar văd că din zi în zi mai rău mă sunt. Poate mă duc și mei. Vara e mai, cum, mai ușor. E cam e iarna, primăvara, că nu cam prea este de lucru. Și e ca așa. Mama, v-am auzit durerea. Acum vă invităm la microbuz, strecăm totul, punem sub perete, îi mulțumim Domnului și oamenilor buni care au făcut aceste daruri și mergem la alte familii. Vă mulțumim din suflet și dumneavoastră, Dumnezeu să vă aibă în pază pe toată lumea și pe dumneavoastră, pe
familia mea. Amin, haideți să mergem. Multe lovituri am putea să avem din diferite părți, împreună cu dureri, răni vindicate în suflet, care încă mai curg și astăzi, și nimeni nu ne poate ajuta decât Domnul nostru Iisus Hristos, cel viu și adevărat. Doar El poate să ne ungă rănile cu balzam vindicător. Doar El poate să ne întărească pe drumul Său, care ne duce spre eternitate. Mă rog ca Bunul Dumnezeu să vă vorbească prin păsări, cântece, natură și să vă ridice când sunteți căzută. El, Iisus, niciodată n-o să vă părăsească. O să vă întărească în al Său cuvânt. Vreau doar să vă spun că și El vă iubește nespus de mult și că cuvintele Lui sunt veșnice. Mereu când o să fiți înfrântă, Iisus o să vă dea puteri să mergeți înainte. Doar Iisus ne știe lacrimile care curg încet, încetișor, pe obrajii noștri. Vreau să vă mulțumesc din suflet dumneavoastră și Domnul, că mi-ați făcut înainte la Paște așa o mare bucurie pentru mine și copiii mei. Vă doresc sărbători fericite și din suflet vă mulțumesc frumos încă o dată. Dumnezeu să vă aibă în pază pentru așa bucurie care ne-ați făcut dumneavoastră. Mamă scumpă, vă lăsăm în brațul Domnului, să aveți sărbători fericite în mine de copilaș, vă spunem la revedere. Mulțumim frumos, la revedere cu Domnul, Dumnezeu să aibă în pază. Doar El ne înțelege tristețea ce o simțim în inimile noastre. Mă rog pentru clipa când Iisus, pe nor de slavă, va veni și împreună vom zbura spre zări întinse spre izvorul vieții veșnice. Ah, nu mai pot, Iisus, mi-e atât de dor de Tine, mi-e dor de vocea Ta sublimă, de mângâierea Ta, Iisus, Tu ești a mea lumină, până voi ajunge în ceruri sus. Noi vă dorim o săptămână binecuvântată. Dumnezeu să vă păzească la plecare și la venire. Dumnezeu să vă ocrotească acolo unde veți fi. Ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să vă protejeze familia. Și suntem fericiți, pentru că știm că și într-o bună zi, într-o clipă, cerul se va deschide și veți fi îmbrăcat în haine albe de la Tatăl Ceresc. Domnul să fie cu voi, cu familia voastră. Scump prieten, nu uitați să vă abonați la canalul nostru Casa de Milostenie Chișinău. Următorul clip va fi despre mama cu trei copii, doi luați sub tutelă, mama lor la copii a decedat. Dragostea constă în dorința de a da ceea ce este al tău altuia și de a simți fericirea aceasta ca și cum ar fi a ta. Dragostea este dăruire de plină. Nu pieroanele l-au răstignit pe Hristos, ci iubirea față de noi. A iubi înseamnă a suferi. Și cu mulți fug de suferință, puțin știu să iubească.
dorința de a da ceea ce este al tău altuia și de a simți fericirea aceasta ca și cum ar fi a ta. Dragostea este dăruire de plină. Dragostea lui Dumnezeu, Iisus, nu ne-ați cunoscut, nu ați știut că există. Nu, nu ați acceptat. Dar Dumnezeu ne-a trimis pentru că vă iubește și pentru că vrea să-și facă lucrarea de mântuire în viața dumneavoastră, în familie și în casă dumneavoastră. Și vrea să-i dea un nou început cu ea.